Flight Surf este noua mulnetă Okuma care intră sub lupă și în cele ce urmează vom vedea cui se potrivește și cui nu. Surf se referă la pescuitul marin lansat de pe mal. Două lucruri rez de aici. Mulinetă pentru distanțe extreme și construită să reziste la apă sărată. Ținând cont de asta și de capacitatea tamburului, o face potrivită și pentru pescuit lansat la crab la distanță. Aș spune chiar și pentru pescuit la feeder, tot așa, pentru cei care doresc să ajungă cât mai departe. Asta datorită greutății reduse, putându-se echilibra cu feederele puternice. Totodată, ansamblul mulinetă-lansetă ușor este plăcut în utilizare și ne ajută în lansare, accelerându-l mai repede. Plăcut, dacă pot spune astfel, este și prețul, având în vedere că vorbim despre cea mai avansată mulinetă Okuma de la acest moment cu care putem pescui la crab. Că este o mulinetă premium, vedem din cum arată, din componente, materiale și tehnologii și din ce simțim când punem mâna pe ea și o învârtim. Dar cum considerentele estetice țin de gusturile fiecăruia, voi discuta strict despre ce anume primim pentru banii dați. Pe lângă mulineta în sine, mai primim 3 tamburi de diferite capacități, materiale și greutăți. Cel mai adânc este metalic, intră în cel mai mult fir și este cel mai greu. Mai este încă unul metalic cu capacitatea cea mai mică și pe locul 2 la greutate. Al treilea este din plastic, mai exact polioximetilenă, pe scurt POM, material rigid, rezistent la șocuri mecanice și uzură. Tamburul roșu câștigă la greutate și se află pe locul al doilea la capacitate. O diferență importantă între cei trei. Clips, de fapt clipsuri, are doar cel mai adânc. Dacă nu avem nevoie de 2 clipsuri, putem scoate unul dintre ele și îl mutăm în una dintre găurile existente la celălalt metalic. Operație simplă și rapidă. Atenție! E vorba de găurile din fustă, nu de micul orificiu aflat deasupra fustei cu mare și cel roșu. Rolul acestuia este de a elimina nodul de pe tambur când începem umplerea, deoarece, fiind de capacitate mică, ar afecta aranjarea firului, spirele putându-se bloca în umplătura cauzată de nod când lansăm. Neavând clipsuri ca să nu se desfășoare firul la transport, putem folosi benzi elastice, fie dedicate pentru tamburi, fie elastice de păr sau pentru bani. Mai e ceva deosebit la tamburul adânc. Garnitura care reduce riscul ca apa și murdăria să ajungă la discurile frânei. Partea bună este că toate trei sunt cu discuri sau, cum li se mai spune, șaibe din carbon. Prin urmare, cu oricare dintre tamburi avem frână rapidă și aceeași forță de frânare. Ultimul lucru comun, lungimea de 35 de mm, ajută în distanță. Gata cu tamburii. Să vedem mulineta. Greutatea redusă vine în special din materialul din care sunt corpul și rotorul. Fanta laterală pe unul dintre brațele rotorului, pe lângă gramele în minus, creează un flux de aer când învârtim mulineta repede. Tot la rotor, pe ambele brațe de data asta, culisează o fustă de plastic, al cărei rol este să prevină intrarea firului sub tambur. Termin cu rotorul spunând că se blochează cu pick-up-ul deschis în poziția de lansare, eliminându-se riscul să se închidă accidental în aruncările în forță, putând duce la ruperea firului sau chiar lansetei. Și că tot am zis de el, pick-up-ul este solid, dintr-o singură bucată, ceea ce înseamnă un plus de rigiditate și face ca linia principală să alunece și să ajungă mai repede pe galet, pentru mai puțină bătaie de cap cu încurcarea firului după lansare. Mai puține griji avem și datorită galetului cu suprafață diamantată. 3 avantaje. Frecare redusă cu firul. Viață mai lungă pentru linia principală. Durabilitate. Chiar dacă e sintetic, nu avem emoții că stratul de diamant ar putea fi afectat de firele monofilament sau textile. Nu corodează chiar dacă intră în contact cu apă sărată. În plus, are și 2 rulmenți de desubt care reduc răsucirea firului când iese pe galet. Apropo, toți rulmenții din această mulinetă sunt protejați la coroziune. Deci, 2 rulmenți la galet. Încă 2 pe pinionul principal sau conducător, drive gear în engleză. 2 și pe pinionul DPAC sau condus, pinion gear în engleză. Tot 2 pe axul mânerului ergonomic în forma literei T și 1 pe arm shaft.
Al zecelea, acel plus 1 din 9 plus 1 este pentru antiretur. Dând de maneta de antiretur, se blochează unul dintre sensurile de rotație ale rotorului, înțepând eficient și făcând drill-ul în siguranță. Încă un lucru la pinion gear. Interiorul a fost adâncit pentru a reduce frecarea cu axul principal. Ax făcut din aluminiu aerospațial, ușor și foarte rezistent, contribuind la greutatea redusă și durabilitatea mulinetei. Din aluminiu este și manivela înfiletată direct în pinionul principal. Astfel, să reduc jocurile, mulineta se simte bine închegată și forța pe care o aplicăm se transmite integral angrenajelor. Am pomenit de Ormshaft. Datorită lui și pinioanelor de multiplicatoare, tamburul este umplut uniform cu oscilație lentă pe toată lungimea. Așezarea compactă reduce frecarea dintre spire în lansare și scade riscul formării perucilor. Frecare redusă avem și între spire și buza tamburului datorită formei acesteia. Frecare mai mică, lanseuri mai lungi și mai precise. În partea din spate, pe lateral, există un orificiu cu capac prin care putem gresa sumar angrenajele. La 2-3 partide punem 2 picături de ulei special pentru mulinete. Aceeași gresare putem face și la galet, la articulațiile pick-up-ului, la manivelă și mânerul. Cu precizarea că asta nu ține loc de mentenanța care implică demontarea mulinetei, curățarea și gresarea componentelor, operație care trebuie făcută de cineva cu experiență în așa ceva. La același capitol, îngrijirea mulinetei, ca să ne bucurăm de ea cât mai mult timp, sunt câteva lucruri pe care le putem face singuri. Înainte de depozitare, să o curățăm cu apă rece de la chiuvetă, de murdărie și eventual sare și apoi să o ștergem cu o cârpă moale. Înainte de transport, să coborâm tamburul, să slăbim frâna și manivela și să deblocăm antireturul, iar pentru transport ar fi bine să folosim huse dedicate. Închei spunând că, datorită raportului de recuperare și capacității tamburului cel mai adânc, mulineta poate fi folosită dacă nu ducem monturile mai departe de 300 de metri și la pescuit plantat. Gata! Am luat lupa de pe Okuma Flight Surf. Pescarii care sunt încă nesiguri dacă li se potrivește această mulinetă pot adresa întrebări fie mai jos în secțiunea de comentarii, fie în pagina produsului.